Luni 13 decembrie, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu, a făcut declarații acide la adresa celor care de luni de zile critică intenția domniei sale de a restructura personalul DGASPC Giurgiu. În opinia sa, președintele Consiliului Județean consideră că numărul angajaților este mult prea mare și prea costisitor financiar pentru instituție. Declarațiile au fost făcute la Centrul pentru Persoane Vârstnice din Mironești, unde un grup de preoți de la Mănăstirea Comana, împreună cu starețul lăcașului, arhimandritul Mihail Muscariu, au adus daruri pentru beneficiarii centrului. Nici nu ne-am fi descurcat fără persoane ca dumneavoastră și structuri organizate, biserica, ONG-uri, pentru că s-a creat o gândire greșită în direcția asta de asistență socială. De la înființare, când lucrurile au fost legale și foarte bune, încet, încet, direcția asta și-a schimbat destinația. Nu mai este o structură care să ofere servicii beneficiarilor, persoane cu dizabilități, bătrâni, copii, sănătoși sau cu dizabilități. Încet, încet, structura asta a devenit o structură unde să fie angajat oameni și să primească salarii. Veniți și spune că nu mai putem să plătim salarii, că s-au și angajat de la an la an cu sutele. Zice lumea că avem ceva cu ei și că, vezi, Doamne, nu este în cei răi. Groaznic, mi s-a spus că sunt groaznic, că fac... Nu! Eu aici, rolul meu, este să asigur servicii de calitate pentru beneficiarii din sistemul de protecție socială. Că pentru asta e nevoie de un număr de angajați, sunt absolut de acord, dar nu înseamnă că unii angajează cu sutele și dacă ar fi să țin cont de zvonul, nici măcar gratis, și eu trebuie să-i țin pe toți în condiții în care deja avem un deficit la buget. Rămâne dator 50 de miliarde, contribuții pe două luni, pe care le-am eșalonat, ca să putem să dăm salariile în acest an, da? Nici asta nu e nici pe departe vreo justificare ca să continuăm și anul viitor tot la fel și tot la fel și să băgăm toată direcția în faliment. Și după aceea plecăm toți acasă și încă cu un mare reproș din partea celor care sunt de drept puși într-o situație proastă, doar ca să ținem niște locuri de muncă pe care nu știu cine le-a înființat și nu știu cu ce scop, dar nu în beneficiu celor care ar trebui să primească grija și atenția noastră.